Bună seara și bine ați venit la 40 de întrebări cu Denis Pilafai, adică cu mine. Bună seara, domnule Arafat. Bună seara, bine v-am găsit. Toată lumea știe cine sunteți, dar nu toți știu ce sunteți dumneavoastră, adică extraterestru. Am rămas în continuare ca extraterestru împreună cu colegii. Ați venit împreună cu colegii de pe planeta Nubiru acum 1900 de ani, de pe vremea lui Decebal. Timp în care ați fost monitorizat de cei de acasă. Da, am fost clar monitorizat, acest lucru este evident. Pământenii cum v-au întâmpinat? V-au crezut de-ai lor sau extraterestru? Eu zic că și astăzi unii mă văd ca extraterestru. Le-ați explicat că sunteți de mult timp aici și că sunteți mai mult pământean decât nubirian? Pentru unii rămâi extraterestru. Trist, nu? Nu. Urmează întrebarea. Marele extraterestru de pe Nubiru e mulțumit de activitatea pe care o depuneți pe Pământ? Mare parte, da. Cât timp a fost mândru de dumneavoastră? Extraterestru mare n-a durat mult. Un an jumate aproape, așa ceva, un an. Și după un an și jumătate, marele extraterestru v-a acuzat că v-ați dat cu pământenii și ați început să luați șpagă de la Decebal. Mare parte, da. Ce v-a zis când l-ați anunțat pe extraterestrul mare că luați șpagă ca să aduceți bani pe Nubiru? Șpagă e șpagă. Și ce ați răspuns? Pentru asta mă duc să iau șpagă, să recuperez bani. Ne învârtim puțin în cer, nu-i așa? Ok, haideți să încheiem aici. Apropo, numele dumneavoastră adevărat este Raed Arafat Iti? numai puțin că-mi sună rău alertul. Atenție, un extraterestru a fost depistat în zona dumneavoastră. Deplasați-vă cu atenție. Poate părea blând, dar e periculos. Tare, bă, tare. Ce fata. Adevărul e că Raed Arafat e la fel de empatic ca un extraterestru. Emană compasiune cât un tractor. E un om foarte cald. Doar atunci când ai o temperatură. Rest e simpatic ca o colonoscopie. Pardon, ca o colonoscopia. Ai, nu.